mântuirea mea depinde în mod direct de mântuirea celor pe care episcopul și Dumnezeu mi le-a încredințat mie. Și mântuirea mea, pe de altă parte, depinde de mântuirea neamului meu, fiindcă Sfânta Scriptură spune că la judecată vor fi chemate neamurile. În momentul în care un neam își pierde rolul lui în istorie, dispare. Dumnezeu îl face să dispară. Noi vrem ca identitatea românească și misiunea pe care Dumnezeu a dat-o neamului românesc să nu se piardă. Dacă Dumnezeu a vrut ca noi aici în Italia să fim așa de mulți, asta înseamnă că noi avem inclusiv aici o misiune. Am intrat în Europa. O afirmație intrată deja în rutina spațiului public românesc, rostită mai mult decât gândită, simțită, ori asumată. În fapt, am revenit în Europa, iar ea a reintrat în timpul, în spațiul, în spiritul nației noastre. Iar primul semn al acestui proces a fost, admitem sau nu, pasul orpașii făcuți literalmente de către români peste graniță. Exodul lor, și nu este deloc o figură de stil, către acel abuz atât de visat, mai ales în vremea și în rânduiala comunismului. La acestea gândeam plecând la rândune, pe urmele unora dintre compatrioții noștri pe care viața, neajunsurile materiale, căutările inimii, cercetările minții, chemarea sufletului și, peste toate, voia Domnului, i-au dus departe de tărâmul pe care au văzut lumina zilei. Și ne-am oprit, nu odată și de fel întâmplător, într-o țară, într-o regiune și într-un oraș în care s-au stabilit în cei 21 de ani trecuți de la Revoluție, mai mulți români decât oricând în istorie și decât oriunde în lume. Italia, Veneto, Verona. În ultimii 21 de ani, spuneam, însă doar 10 de când românii veronezi au început a reface întru și între ei acea sfântă și profundă unitate de neam și de credință, numită biserică. Și aceasta, doar la chemarea, în toate sensurile sacre ale acestui verb, a celui care însuși fusese chemat să propovăduiască și să păzească aici, creștinește și românește, cuvântul mântuitor. La început veneam de la Veneția, de la 150 de kilometri, și slujeam o dată pe lună sau cel mult de două ori. Făceam botezuri prin casele oamenilor, mă rugam de un preot catolic să mă primească pentru ca să săvârșesc o cununie în biserică. Bunul Dumnezeu a vrut ca după puține luni, aproape un an de păstorire, așa, într-o incertitudine completă, să avem poate cea mai frumoasă biserică din Verona, în us exclusiv. O biserică în centrul Veronei, o biserică monument istoric, de o frumusețe, cum ziceam, extraordinară, și care ne-a fost dată în folosință fără un termen determinat. Biserica făcută de oameni. La început eram 10-20 de persoane și încet, încet s-au strâns. Oamenii vorbind între ei, venind la început din curiozitate, pe urmă au început să vină cu dragoste din ce în ce mai mare, în așa fel încât, cu ajutorul bunului Dumnezeu, de multe ori mi se întâmplă, mai ales înainte de Sfintele Paști, în postul mare, să ies să cădesc în curtea bisericii și chiar pe stradă, în față, fiindcă biserica e neîncăpătoare. Aceste cuvinte au fost rostite în urmă cu 7 ani. Pe atunci, parohia deja se bucura nu numai de lăcașul de închinare monument istoric, cum spunea părintele Codrea, ci și de multă considerație din partea autorităților locale, civile și eclesiale, deopotrivă. Și totul prin purtare, oricât de desuet ar părea acest termen, ca bun creștin, dar și ca bun cetățen, prin munca asiduă, aplicată, conștiincioasă, prin ținută și acțiuni civice, prin responsabilități asumate și îndeplinite încetate. Așa apăruse și Asociația Comunității Ortodoxe Române din Verona, în octombrie 2003, organizatoarea multor manifestări dedicate în primul rând Zilei Naționale a României, apoi de expoziții, simpozioane, concerte, prin care cultura și spiritualitatea țării de origine și ale cerei gazdă s-au întâlnit spre cunoaștere și înțelegere reciproce. Și tot ea, asociația, a inițiat întâlniri cu reprezentanții autorităților locale, în special pentru dobândirea dreptului de a înființa la Verona un centru cultural românesc care să aibă ca sediu, practic, tot parohia Ilie Dezviteanul. Mereu în miezul evenimentelor, al dezbaterilor cetății și în mijlocul fiilor săi duhovnicești, cum este și firesc,
Un firesc de care noi și întreaga lume ne-am cam dezobișnuit. În inima acestei întregi istorii spuneam un preot. Un preot care, după cuvântul Scripturii, s-a făcut tuturor toate, ori, în limbaj modern, avocat, diplomat, purtător de cuvânt, moderator, PR și gathering manager chiar. Zeci de manifestări organizate în biserică, în propria casă ori în instituții oficiale, mii de drumuri și tot atâtea discuții ori discursuri. Sute de mii de oameni cu care a stabilit și a menținut legătura și, nu în ultimul rând, nenumărate zile de slujire, de nopți de veche și tot atâtea rugăciuni. Eu nu separ viața mea de preot, de viața mea de cetățean. Eu trăiesc într-o comunitate de români, sunt trimis de episcopul meu aici pentru românii ortodoxi, am conștiința și trăiesc cu conștiința faptului că la judecata de apoi eu nu voi fi judecat de unul singur. Ori mântuirea mea depinde în mod direct de mântuirea celor pe care episcopul și Dumnezeu mi le-a încredințat mie. Eu aici și noi aici, fiindcă eu nu lucrez de unul singur, am un colaborator preot din Basarabia, avem un consiliu parohial, sunt oameni care sunt extraordinar de activi în comunitate și este o lucrare sinergică a noastră, a tuturor. Deci încercăm să lucrăm pe de-o parte la edificarea sufletească a celor din comunitate, a românilor, și pe de altă parte această edificare duhovnicească și spirituală depinde de promovare sau este împletită cu promovarea culturii noastre, a spiritualității noastre românești, a identității noastre românești. Dacă Dumnezeu a vrut ca noi aici în Italia să fim așa de mulți, asta înseamnă că noi avem inclusiv aici o misiune. Deschideți-vă voi porți veșnice și vă deschideți să intre împăratul măririi. Iar misiunea părintelui Gabriel, a părintelui coslujitor și a fiilor lor duhovnicești nu se încheie aici. După ce a resfințit prin cuvânt ziditor două dintre bătrânele bazilici veroneze, San Domenico al Corso la început, apoi San Pietro Incarnario în ultimii 5 ani, a venit vremea, spune tot preotul cu nume de Arhanghel, ca parohia Sfântului Ilie de Zviteanul să-și zidească și să-și sfințească propriul lăcaș de rugă și de închinare, adică să-și plinească și, dincolo de frontariile lumești ale patriarhalei patrii, într-un deloc gratuit joc de cuvinte, menirea de biserică vie, ortodoxă și românească deopotrivă.